Scumpirile din ultimul an la energie și utilități reprezintă un avertisment pentru un viitor foarte sumbru rezervat românilor. Din păcate, vom ajunge să plătim din ce în ce mai mult pe utilități, iar explicația vine de la experți. Niciodată în ultimii 11 ani n-a mai fost energia electrică atât de scumpă pe piețele angro din România, iar asta înseamnă că atât consumatorii casnici, populația, cât și întreprinzătorii trebuie să se pregătească să achite facturi mai mari la curent. De când s-a mărit pensiile și salariile, a scumpit tot. Păi ăsta-s comerțul, comercianță. Guvernul mărește pensiile și salariile, ei comercianță că-s privați, scumpesc tot. Asta-i viața. Așa se întâmplă de la Revoluție încoace. Pe piața de energie din România se înregistrează recorduri ale prețului spot la energie electrică pe fondul unui consum crescut, datorat zilelor caniculare și unei deconectări neprogramate a unității 2 de la Cernavodă. Rău. Sunt pensiile foarte mici. Ați sesizat diferențe între facturile de dinainte și cele de acum? Da. Vine diferență cam 20 de lei, 30. Nu, ni se pare la pensiile noastre foarte mici. Scump, dar asta este. Nu avem ce să facem. Asta nu ne convine la nimeni, dar ce să facem? Asta este. V-au venit facturile mai mari la curent? Un pic mai mari. Nu prea mari, dar un pic. Experții în energie electrică atrag atenția că această creștere a prețurilor la energie este inevitabilă. Un pic mai trist este faptul că energia se află la baza multor altor costuri esențiale traiului, iar viitorul nu este unul foarte optimist.